Stai că nu e intrat încă. Mi-a morțit așa capul, partea asta. Justin e un pic mai ușor decât tine. El ține mai mult la pica. Astăzi o să facem ghicește prețul sau mănâncă iute cu Justin aici și cu Sabin. Ei bine, v-am zis și mai devreme, o să avem 10 produse. Eu să vă arăt produsul, prețul o să fie ori în lei, ori în euro, vă zic eu. 5 sosuri, le punem pe nachos, mâncați dacă ați pierdut. Bun. Bă, e rău, eu ieri am deschis sosul ăla și mi s-a făcut rău în casă. Deci, ca să înțelegi, da, ăla e rău de tot. Da, gen, ăla are vreo 2 milioane de unități covale. Ăsta e primul produs, perechea asta de pantofi. Voi puteți da zoom, puteți să tot, dar că nu pot să vă zic brandul. Prețul e în lei. În lei? Da. Ok, arătați la cameră, hai. 2500 cu... 1500 la Sabin. Și eu mănânc. Cât? Băi, și 3200. Știam, dar am zis că pune el 800. 800 de lei? Da. Băi, ăștia, gen, e bine. Ce-i dai? Hai, ce pe mai light, cu ketchup ăsta așa. Ăla, da, ăla chiar e cel mai light de acolo, nu? Toaleta e aici, am văzut. Ăsta pare chiar delicios. Ăsta e ok, ăsta chiar e ok cu zmeură. A, bun. E picant, dar aș minci să zic că nu mai pot. Dar e picant, e picant. Da, începe acum. Dar e ok. Stai să vezi când o să ajungem la celelalte. A, vezi că tu poți să-i dai orice sos după, gen, tu poți să fii cât de rău vrei. Nu, tot pe ăsta o să. Nu, că și ăsta, încep să-l țin. A, am văzut acolo, am văzut, am văzut, dar... E ce lei. În lei? Da. În lei? A, am înțeles. Un pic mai greu în lei. Cred că iar greșesc. Ok, gata? Da. Arată. 2200 cu 3800. Bun. Domnul, ce-i dai? Îi dăm tot așa. Tot ăla? Tot așa, da. A, bine, hai, pune-i tot. Să vadă și el ce-am. Hai, că ăsta e ușor. Ia să-i pui tu. A, să nu-i problema. Ah, eu faci tu cu mâna ta ca să nu mă înjure pe mine. I-am dat mai puțin. Ia să nu-i uite deloc. Păi e puțin. Păi vine de el pe la tura viitoare. Gen, dacă Justin așa a vrut, hai să vedem următorul. Gata? Să pui. Perechea de pantaloni. A, nu ne zici de unde e. Nu, îți dai seama că nu pot să zic nici brandul, nici nimic. Cum ți-a venit, mă, ideea cu fața pe care o faci tu? O poveste lungă. Eu făceam fața aia de mult timp la mine în oraș, numai că nu m-am filmat niciodată, o făceam doar în cercul meu de prieteni, cum ar veni. Parodiam, nu știu, diferite persoane de la mine din oraș, să zic așa. Gen, o persoană la tine în oraș care face nu fața? Nu e o persoană, e un, cum să zic, un grup, o anumită categorie tipologie, de oameni. Da. Da, o tipologie de oameni care fac fața aia ca să pară mai dur și, mă rog. Și mai pensați, ia, ziceți, da, gata? Da. Ia, m-am dus cam departe. Hai. Cât? 250 cu 950? 6573. Băi, mamă. Da. Mamă. O pereche de pantaloni de 6000 de lei. Eu am zis că e Zara ceva. Hai să-i dăm asta. Da? Hai. Da. Cum e asta? Băi, a, are un de cap de craniu, cred că e ok. Dă-i că eu mănânc, uite. I-a lăsat pe ei să se omoare între ei, că ei sunt prieteni și să se înjure între ei. Nu, voi dăm așa, puțin, așa. Nu e foarte, uite, e ok, gen, e gen decent ce ăsta, din punctul meu de vedere. Da, e ok. E ok, doar că miros urât, mă, eu nu supor mirosul la ele, gen, mi se pare că put. N-am treabă. Nu? Mănânci picat. Bă, da, gen, îți dai seama că le-am încapă toate, dar... Perechea asta de Retro 4 am manier. Preț în euro de pe StockX la sale-ul, ca să știți. Mai arată-mi în euro? Da. Ar trebui să fie scump, nu? Stai că știu. De Retro 4 am o manier, asta pot să vă zic. 1800 și? 4200, bă, ce ai? Bă, stai 256 de euro. Da, ok. Mi-ai zis numele ăla? Păi da, sunt multe modele. Parte. Da, sunt multe modele de Jordan 4 și știu că unele se duc. Da, rău. Ăștia acum ar fi sunt, da, de aia, da, din cauza ta. Dar, mamă, cât ai pus. Da, și pe aia cu Off-White, da. Păi trebuie să le dăm pe toate, adică... Îl dăm pe la cel mai iute? Da, să vedem reacție. Oricum o să le simte și pe rezultat. Vreți să filmați singuri? Nu, eu zic că merge. Ok, știți foarte bine, știți foarte bine reacțiile oamenilor la el. Ca să înțelegeți cum arată. Ah. Vai, mamă. Minus 3 ani din viață. Bă, nu-i rău. Gen, aroma nu-i rău. Bă, de unde? Nu v-a intrat în nas deja? Nu ți-a intrat încă. A? Mamă. A? S-a schimbat puțin. S-a schimbat la față de tot. Hai că nu-i chiar așa rău. Am mâncat, uite, chipsul ăla, de exemplu, era mult mai grav. Stai că nu i-a intrat încă în stomac. Nu, acum a ajuns peste tot. E... Deja transpiră. Bă, transpiri, gen. E ok, hai să continuăm. Continuăm, da? Vrei să... Mă prefac de parcă nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic, nu? Ok, next. Bă, dar ce reacție lejeră! Puteți da zoom-uri, puteți face ce vreți. Nu e ofai, nu. Deja s-a prins, Nu, cred că m-am prins. Ia, e ori jumate, ori... Ia, gata. Nu vreau să spun. Gata? Hai. Da. 2500 cu 200 de euro? 356 de euro. Mamă. Ce-i dăm? Am intrat pe Farfetch și am văzut alea de la Off-White și m-am gândit că sigur e ceva 1000-2000 de euro, de-aia am zis-o 2500. Să vede, pentru că suntem prieteni și ne cunoaștem de mult timp. Nu-i mai depăla? Nu, nu-i primul ăla! Da, ok. Eu dacă nu simt acum, simt mai târziu. Asta, da, acolo o să fie bubat, să știi, gen, acolo chiar e o problemă. Mi-a pus mai mult, dar e ok. Dar pentru că... Aș
Așa, da, așa a fost. Curs, da. Așa a fost să fie. 3, 2, 1 și... Mai stai, durează. E picant, e picant. Băi, Justin săracul puțin că transpiră. Nu, chiar e picant. Pe mine parcă abia acum a început. Stomacul o să fie distracție după și partea el a început. Super. Chiar e picant. Nu, chiar Băi, e picant. Să vorbești? Dacă nu eram pe cameră, făceam mai urât. A, încerc să te abții. Da. Nu se nimic. Next, dacă tot am vorbit de euro. La sale de pe StockX. Ești ok, Samir? Justin e un pic mai ușor decât tine. El ține mai mult la picat. Mai bea, ține în gură. Sincer. Wow. Cred că am greșit prețul, să nu râde de mine. 550 de euro la Justin și 8800 la Sabin, 3400 euro. Vai, știam, am vrut să pun 5000. Nu de ce eu m-am dus rău. Da, tu ești cel mai aproape, știi, nu? Da? Da, la el e diferență de 5000 și ceva, la tine de 200 și ceva, de 2000 și ceva. A, de ce îi dau lui? Da, tu îi dau lui de data asta. E din cauza la sos, că altfel știa. Îl dăm pe ăsta așa, cred că e fratele lui ăsta, nu? Da, e un pic mai frățiorul ăla, dar nu ne trebuie mânuși. Nu? Ăsta nu e chiar de mânuși. Mă, deci tot așa mare, știu că am dat de perechive, dar la preț mai bine. Ai fost cu Adidas și cu astea? Nu am fost, îmi place așa să, mai ales să stea, exclusiviste. Domnul chipsul e la tine. Ah, și nu mai am lapte. Ăsta stinge iuța la. Nu mai am lapte, da. Deloc? Deloc. Apă ceva sau nu? Apă pot să dau. Ăsta e cu ciocolată. Bun. O, se va. De ce am pus 8000? Ăsta cum a fost? Îți dai seama că se amplifică toate, se... trebuie să-mi suflu și nasul și dacă îmi suflu nasul 1000 se pică. Bine, hai, blugi ăștia în euro. Perechea asta de blugi. Hai, întoarce, gata. 2000 la Iustin, 550 la Sabin. Ia ok? Să... 1020. Mai aproape tu ești. Bun, tu-i dai lui Iustin. Ce-i dai lui Iustin de acolo? Să-i mai dau o dată, bine? Nu, mă, n-ai voie. Ba da, are voie. Cum să nu? Ba da, gen, nu o crește nimeni, gen. E decizia lui. Dacă el vrea să-ți mai dea o dată, îți mai dă. Tu ce ai dat păi acolo? Nu-i corect, trebuie să le gust și pe cealaltă. De asta ți-a dat. De asta, da. Poți să-i dai și de asta, e un pic răuț. Hai să-l guste pe ăsta. Așa. Ce s-a apărut iuțel? Hai să vedem. Nu știu care a fost, că am acum în gură, nu mai simt nimic. Păi eu din ăsta îmi pun pe pizza. Da, vrei să-i pun eu? Pune-te-o. De ce? Că îmi pune mai mult. Dai, că... Bă, dar m-a luat pe gât, așa, mă. Am progres cu stomac. Mamă, dar ai pus ceva. De ține mănânc așa ca și cum n-ar avea nicio treabă, gen. Adică el e... Mănânc picant, de obicei. Bă, da, gen, ăsta nu e picant, ăsta e insuportabil de picant, ăla e o aberație, gen. Nu, nu era chiar așa. Mi-a mâncat un chips ăla da. Ceva picant și tu l-ai suipat. Nu știu, am crezut că e mai rău, dar n-a fost chiar așa nici ăla de atunci. De la chipsurile alea ajungi și la spital, gen. Da, am mâncat chip cele, jumate. Da. Next. Asta e. Poți să dau zoom? Da, cum? Ți-am zis zoom-ul, poți să dai, poți să faci ori. Ah, da, am înțeles. În euro. A, n-am văzut că se vede așa bine brandul pe el. Da, tot poți să dai în greșe. Ce? În euro, da? Da. 400 la Justin, 300 la Sabin. Și 250. Și 1190. Vai, mamă. Tot tu mănânci, nu? Băi, dar cum a fost odată tu, odată eu. Ce vrei să-i dăm? Vrei să mai primi o dată la asta? Bă, nu. Dar ăsta cum e? E mai light decât ăsta, nu? Nu știu, ăsta miroase foarte urât. Ăsta are un miros insuportabil. Dar până gustă Sabina, la vreau să vă zic că golul din acesta este să facem suma de 200.000 de abonați, așa că intrați repede și apăsați pe butonul ăla roșu de subscribe ca să ajungem la suma de 200.000 de abonați până la finalul anului. Hai Sabin, hai să te văd cu ăla. Haide să vedem ce avem noi aici. Hai că ăsta e lejer. Bă, miroase urât rău de tot, mie nu-mi place cum miroase ăsta deloc. Stomacul meu nu mai place așa de deja. Nu mai înțeleg nimic. Nu, e atât de nașpa încât m-am obișnuit, dar să vedeți voi la baie ce m-am obișnuit. Ok, mai avem două produse. Ultima tură să știți că se joacă doar pe ăsta. Bun. Wow. Ca să știți. Mai avem două? Da, două produse. Asta și încă unul. Asta. Iar Jordan 4. Jordan 4. Manila, dacă te ajută. Un euro sau un lei? Un euro. La serul de pe StockX. Un euro. Vedeți grijă mare la perechea asta pentru că pot să vă zic că a fost mega limitată. Gen mega, mega limitată. Ah, ok. Iar m-am dus. 6000 cu... 1000? 650. Este. Man. Am vrut să pun 8000. Zi domnul, ce-i dăm lui Justin tura asta? El a mâncat Dracula? Nu. No. Doar a mirosit. Asta pare chiar delicios. Pune-i tot. Dai, pun tot eu? Hai să spunem. Eu nu înțeleg cum poate să-ți se pară delicios în halul ăsta. Bă, ăsta mie chiar mi se pare că miroase și are un gust oribil. Miroase a măslin așa asta. A ce? Eu zic că se preface. Nu mă preface. Face fața aia și acum e... Bă, deci eu nu înțeleg cum poți să te preface gen la așa ceva, sunt oribile. Mi se par horror. Decent, e bun. Mm. Așa, horror, dar stomac și ăsta pe gât și pe tot, mă. Ok, ultima tură.
ultima tură de blugi, asta, perechea asta, prețul e 1 euro și este pentru sosul ăsta, da? O gură mare de sos de la pe chips. E last round-ul. Nu ne zici... Nu vă zic nimic, doar zoom-uri, doar ce vreți voi. Noroc. Eu m-am prins. Aici e numele brandului, nu? Da. Un euro? Prins, da. Nu, nu m-am prins. Ia să vedem. Gata, arătați la camera. 900 cu 850. Cât credeți că e perechea asta, de fapt? Eu am vrut să pun... Mi-ai zis Balenciaga, de unde Balenciaga? Să-mi reprezent, în primul rând. Aaaa... Și sunt 155 de euro. Wow, deci tu ai tu fost mai aproape. 900. Tu ai pus, șef, băi, tu ai scăpat, Justin. Și eu pusesem 3000 de euro. Da, s-a pusesem 3000 de euro. Eu am văzut numere mai lung și am crezut că... Dar Balenciaga nu știu dacă face blugi de ăștia. Nu știu dacă nu, cumva chiar nu face deloc blugi de ăștia, să știi. Mamă, da, ai pus ceva. Păi, ți-am zis că ultima tură e ultima tură. Parcă e smoală din aia, din iad. Da, e neagră, efectiv. Gen arde, cred că. Și se întinde așa. Și asta a fost tot, acum vă uitați la mine, nu? Da, da. De data asta a fost mai rău. Stai, că după vreo 2 minute așa. Da, e un pic mai rău, nu o să opresc filmarea, mă duc să-ți mai aduc niște lapte, să-ți mai pun niște lapte și imediat. Până atunci zine tu, Sabine, ce proiecte mai ai în viitor acum, ce vrei să mai scoți? Că asta e o întrebare pe care de obicei le-o pun trepărilor, da. Doar că la tine nu se pune din punct de vedere muzical. Zine, ai ceva în plan, ai vreo serie de sketch-uri, ceva ce vrei să faci? Anul ăsta m-aș muta și pe YouTube. Vrei să faci ceva și pe YouTube? Da, păi eu. Pe shorts sau? De când eram mic am început pe YouTube. Păi și? Dar mereu mi-a fost, de ce zici și? Cred că până când a apărut TikTok-ul și am zis, mă, să fac, să văd. Dacă prinde, prinde, dacă nu, asta e. Adică acum mai pasă, era așa. Mă, mi-a morțit așa capul, partea asta. Acum e. Pe YouTube, sketch-uri mai lungi și vloguri. Vrei să faci și vloguri? Da. Deci. Anul ăsta vreau să fac 100.000 pe... Oho, pe și ai dat drumul la canal? Am postez pe short și am 23.000. 23.000, bombă! De-aia zic, adică dacă m-ar ține, aș putea. Vlogurile nu fac aceleași număr de abonați pe care le fac shorturile, ca să știi. Adică trebuie să știi chestia asta, că e bătaie mare de cap. Cum a fost Iusin? M-a distrus. Dacă crezi că le dădeam tipologia alea de oameni pe care o imit sosuri de astea, cum crezi că reacționau? Bă, nu știu, cred că făceau panoramă pe aici. Gata, sunt mort. Ești ok? Da, hai să închidem vlogul. Păi, cred că cam asta a fost cu clipul de astăzi. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, consumați toate alea rele. Nu uitați de a-ți follow pe Instagram Georgescu, Justin Chiroiu, Sabin Sterzea. Streza, îmi pare rău, da, nu, e boala, da, mea, e okay, adică... Ok, Sabin, Streza. Octale pui tu aici, fără nicio problemă. Instagramurile și da, eu am fost Georgescu, Justin, Sabin, v-am pupat, pa! V-am pupat. V-am pupat.